Salutare tuturor, sunt Andrei Niculae și sunt mândru că iau parte la inițiativa UNICEF pentru conștientizarea importanței sănătății mentale în acest context al pandemiei. Nu credeam că o să ajung să povestesc vreodată lucrurile astea, dar cred că este de datoria mea să fac treaba asta. În toamna anului trecut, în 2020, m-am confruntat cu un alt eu pe care nu, nu l-am recunoscut. Întotdeauna atât pe Instagram, cât și la radio, am fost eu foarte de multe ori mult mai energic pentru că simțeam că sunt oameni acolo. Nu înseamnă că sunt atât de energic everyday, dar pe acolo. Practic nu am mințit niciodată cu nimic, poate am avut doar boosturi de energie când primeam energie din partea oamenilor, dar de data asta s-au întâmplat niște lucruri mult mai grave. Poate că a fost presiunea faptului că nu au mai existat evenimente, nu au mai existat petreceri unde să ne distrăm. Poate că a trebuit să stau foarte mult în casă și nu sunt obișnuit cu treaba asta. Nu știu ce am făcut, ce s-a întâmplat de fapt, de a rezultat într-un alt eu pe care nu îl recunoșteam. Și mi-e foarte greu să spun asta, nu credeam că o să o spun vreodată, dar cred, cum spuneam și la început, că este de datoria mea. Uh, am făcut niște lucruri urâte. Uh, față de prietena mea, am, uh, am fost omul ăla care urla în ultimul hal, când uh, ea nu făcea decât să, bă, să facă niște mici greșeli, nu uh, neapărat față de mine, ci pur și simplu început să mă enervez foarte tare și să urlu cum n-am urlat niciodată, uh, să iau fructele din frigider să le arunc pe jos în bucătărie, după toate aceste lucruri urma un cool down. Mă calmam și realizam, doamne, ce am făcut și mă speriam de treaba asta. La fel am făcut și cu mama mea care mă suna să mă întrebe dacă am mâncat și eu începeam să urlu la telefon să-i spun, dar de ce mă sun mereu să mă întreb, dar ce crezi tu că eu n-am mâncat? Dar în orice caz, un eu pe care nu l-am recunoscut, cum n-am fost niciodată și de care m-am speriat. Nu credeam că o să povestesc lucrul ăsta, dar inițiativa UNICEF mi se pare... un bun prilej de a face asta. Întotdeauna am ales să fiu tru, și întotdeauna am ales să vorbesc cu oamenii despre, despre problemele mele. Am început să mă calmez la începutul acestui an și chiar dacă mai am uneori aceste, aceste ieșirile simt, când se întâmplă ceva și încep să uf, tremur de nervi, am început să mă calmez și să spun Hei, e ok ce urmează să faci? E o problemă atât de gravă? E normal să urmeze reacția asta care știm că va urma? Ei bine, am ales să mă calmez singur și să mă documentez mai mult. Și tocmai de asta am văzut că nu sunt singurul în situația asta, fiecare om reacționează diferit la, la efectele pandemiei și tocmai de asta vreau să vă spun să vă gândiți de două ori înainte de a reacționa, să vă gândiți că va trece perioada asta și că o să fie mult mai bine. Vreau să aveți grijă de voi oriunde v-ați afla în momentul ăsta, cum spună și la radio de fiecare dată și să încercați să înțelegeți că toată lumea trece prin acest lucru și că ar fi mai bine să share more love din hate și să nu ne enervăm atât de tare. Vă spun pentru că m-am simțit extrem de nasol și încă mă simt pentru că nimeni nu poate șterge acele momente față de anumiți oameni pe care îi iubesc și la care țin și care ținau la mine. Am avut norocul ca ei să rămână dar se poate întâmpla să nu mai rămână după un asemenea episod. Mai multe detalii despre sănătatea mentală relatate de specialiști se găsesc pe site-ul UNICEF România și încă o dată salut inițiativa și sper să ne regăsim toți cu bine oriunde ne-am aflat în momentul ăsta.